Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint o ipoteză interesantă care susține că specia umană a luat naștere pe o altă planetă. De ce suntem atât de diferiți de celelalte specii? Sunt oameni extraterestri pe această planetă? În fiecare zi, în întreaga lume, se înregistrează apariții de OZN-uri și întâlniri cu extraterestri, dar, în ciuda acestui fapt, cei mai mulți dintre noi încă nu sunt siguri dacă extraterestrii există cu adevărat sau nu. Cercurii și alte forme apar neîncetat pe câmpurile fermierilor din întreaga lume, în special în Anglia, iar acest lucru ar putea fi o încercare a extraterestrilor de a ne contacta sau transmite semenilor lor ce se află pe planeta Pământ diverse mesaje. Din câte știm sau credem că știm, dovezile sunt nesemnificative și, prin urmare, nu sunt suficiente pentru a dovedi cu certitudine existența unor civilizații mai avansate decât noi pe Pământ pentru a ne ghida evoluția. Însă, există o altă întrebare la care nu avem un răspuns clar. Sunt oamenii extraterestri pe Pământ? De unde vin acești oameni? Specia umană a luat naștere pe o altă planetă? Dovezile găsite în ruinele și textele antice din locuri precum Peru, India, Insula Paștelui, China și Bolivia indică în mod clar prezența unei civilizații avansate. O civilizație de extraterestri asemănătoare cu oamenii care au vizitat Pământul în mașini zburătoare și care erau considerați zei, după cum reiese din numeroasele picturi și imagini din antichitate. Aceste desene și picturi înfățișează adesea oameni care coboară pe Pământ din nave și acestea pot fi văzute în toate culturile din întreaga lume. Cine erau aceste ființe? Eram noi? O parte din rasa umană este extraterestră? Unde s-au dus acele nave spațiale dacă noi am venit inițial de pe altă planetă? Există o multitudine de întrebări fără răspuns în ceea ce privește civilizațiile extraterestre și pentru fiecare teorie avansată există îndoieli și o lipsă iritantă de dovezi. Același lucru este valabil și pentru nașterea umanității. Îi dăm crezare lui Darwin sau acceptăm teoria zeilor Anunnaki? Cu toate acestea, mai există o teorie care, deși la o primă vedere pare nebunească, are susținere științifică prin dovezi. Liderii religioși și oamenii de știință au aceleași idealuri. Ei vor să înțeleagă și să explice universul din care fac parte. Amândouă părțile doresc cu ardoare un răspuns la întrebarea, în ideea că acesta va fi vreodată posibil, la această mare enigmă: de ce ne aflăm aici? Teoria despre care pomeneam puțin mai devreme se numește teoria panspermiei. Ce este panspermia? Cuvântul panspermie provine din cuvintele grecești pan, care se traduce prin toate, și spermia, semințe, și înseamnă în esență semințe peste tot. Teoria panspermiei afirmă că viața pe Pământ și pe alte planete ar putea fi însămânțată de viața microbiană care a călătorit prin spațiu în interiorul cometelor, după ce a fost aruncată de pe suprafața unei planete locuite de alte comete și meteoriți. Cele mai populare trei tipuri de panspermie sunt următoarele: panspermia dirijată, aceasta este însămânțarea intenționată a altor planete de către civilizații extraterestre avansate sau chiar de către rasa umană din viitor; panspermia balistică, rocile expulzate de pe suprafața unei planete prin impactul cu comete și meteoriți servesc ca metode de transport pentru materialul biologic de pe o planetă pe alta în cadrul aceluiași sistem solar; și litopanspermia, rocile expulzate de pe suprafața unei planete locuite transportă materie biologică dintr-un sistem solar în altul în interiorul unei comete care se lovește de o planetă, semănând astfel viața pe acea planetă. Teoria panspermiei a apărut pentru prima dată în scrierile lui Benoît de Homais, un nobil francez, diplomat și istoric al naturii. El credea că viața pe Pământ
a fost însămânțată de germenii din spațiu care au căzut în oceanele noastre. Teoria a fost apoi relansată în secolul al XIX-lea de către oamenii de știință Johns Jakob Berzelius și Lord Kelvin William Thomson și Hermann von Helmholtz. Iată ce a avut de spus Lordul Kelvin despre teoria panspermiei. Trebuie să considerăm ca fiind foarte probabil că există nenumărate pietre meteorice purtătoare de semințe care se deplasează prin spațiu. Dacă în momentul de față nu ar exista viață pe acest pământ, o astfel de piatră căzută pe el ar putea, prin ceea ce noi numim orbește cauze naturale, să ducă la acoperirea lui cu vegetație. În 2001, un grup de cercetători britanici și indieni, condus de Chandra Wickramasinghe, a prezentat dovezi în sprijinul teoriei panspermiei la cea de-a 46-a reuniune anuală a Societății Internaționale de Inginerie Optică, SPIE, din San Diego. În timpul cercetărilor lor, oamenii de știință au reușit să adune grupuri de celule vii din stratosferă, unde nu există oxigen, azot sau dioxid de carbon. Așadar, avem un motiv în plus să ne întrebăm dacă sunt oamenii extraterestri pe această planetă. Pentru ca teoria panspermiei să fie susținută, trebuie demonstrat că bacteriile pot supraviețui în mediul dur al spațiului cosmic. Din fericire, există dovezi concrete că bacteriile pot și au supraviețuit călătoriilor în spațiul cosmic și expunerii pe termen lung la cel mai neiertător mediu pe care îl cunoaștem, anume spațiul cosmic. La 11 mai 2001, geologul Bruno D'Argenio și biologul molecular Giuseppe Geraci, de la Universitatea din Napoli, au anunțat lumii o descoperire extraordinară. Aceștia au găsit bacterii extraterestre în interiorul unui meteorit cu o vechime estimată la 4,5 miliarde de ani. Cei doi oameni de știință au afirmat că bacteriile, care aveau un ADN diferit de orice altă bacterie de pe Pământ, au fost înviate într-un mediu de cultură. Bacteria a supraviețuit în ciuda faptului că roca a fost sterilizată la temperaturi ridicate și spălată cu alcool, ceea ce înseamnă că era într-adevăr extrem de rezistentă. Un meteorit explodează apoi deasupra Canadei și dezvăluie și mai multe dovezi. În urmă cu aproximativ 20 de ani, un meteorit a explodat deasupra Canadei, iar fragmentele care au fost recuperate din el au scos la iveală câteva dovezi interesante care susțin teoria panspermiei. În fragmentele de rocă a fost găsit un amestec de compuși organici care includea aminoacizi și acizi monocarboxilici, ambii esențiali pentru evoluția primelor forme de viață simple de pe Pământ. Acest lucru aduce încă o dovadă în plus la teoria conform căreia viața pe Pământ și, într-adevăr, omenirea își au originea acolo în spațiu. La 17 aprilie 1967, nava spațială americană Surveyor 3 a aterizat pe Lună în condiții de siguranță pentru a începe programul Surveyor fără echipaj uman trimis pentru a explora suprafața Lunii. Acesta a fost un mare triumf pentru omenire și a primit multă atenție din partea lumii academice, însă a existat un aspect al misiunii care nu a primit atâta atenție pe cât ar fi trebuit. În 1962, la aproape 2 ani și jumătate de la aterizare, echipajul Apollo 12 a recuperat și a adus pe Pământ mai multe componente ale navei Surveyor 3, inclusiv camera în care a fost găsită o bacterie. 50-100 de organisme au supraviețuit lansării, vidului spațial, expunerii la radiații timp de 3 ani, înghețului la o temperatură medie de minus 20 de grade și fără nutrienți, apă sau surse de energie. Mai mult decât suficiente dovezi pentru a demonstra că bacteriile pot supraviețui în spațiu și, prin urmare, pot călători de pe o planetă pe alta prin panspermie. Prin procesul de panspermie, Pământul ar fi putut să fi însămânțat alte planete din sistemul nostru solar.
Să presupunem, deci, că suntem extratereștrii planetei Pământ, sau mai exact, că toată viața este străină de Pământ și că suntem originarii din altă parte, poate din acest sistem solar sau de la mii de ani lumină depărtare. Acest lucru înseamnă că undeva, în imensitatea spațiului, există planete mult mai vechi decât a noastră, unde viața a început și, posibil, s-a încheiat în urma trecerii a milioane de ani. Dacă doar o singură planetă trimite semințe în acest mod, intenționat sau nu, înseamnă că ar putea exista mult mai multe planete populate cu specii identice sau similare cu cele pe care le vedem astăzi pe Pământ, alături de umanoizi. Există o selecție naturală, desigur, în funcție de mediul înconjurător, așa că nu vom fi exact la fel, dar totuși este fascinant de înțeles. Un lanț de planete care însămânțează în mod constant alte planete cu noi forme de viață, la fel ca sistemul de reproducere al plantelor și al copacilor. Oamenii de știință mai cred că meteoritul care a omorât dinozaurii ar fi putut iniția panspermia, asteroidul cu o lățime de 10 km care a lovit Pământul și a dus la dispariția dinozaurilor, ar fi putut iniția procesul de însămânțare a altor planete sau sateliții acestora din sistemul nostru solar. Există voci care susțin această teorie. Acest lucru este fascinant, deoarece știm că bacteriile pot supraviețui în meteoriți și pot supraviețui călătoriilor în spațiu. Prin urmare, impactul cu asteroidul ar fi trimis milioane de roci de pe Pământ în spațiu, cu bacterii care să se sădească acolo unde au aterizat. New Scientist a făcut un reportaj pe această temă. Echipa a calculat cât de mult din această substanță ar fi putut ajunge pe corpurile din sistemul solar, considerate a fi cele mai susceptibile de a fi ospitaliere pentru viață. Enceladus, luna lui Saturn, și Europa, luna lui Jupiter, despre care se crede că au oceane de apă lichidă în subsol. În anumite condiții, până la 300 de milioane de roci individuale ar fi putut ajunge pe Europa, iar 500 pe Enceladus, au calculat oamenii de știință. Chiar mai multe ar fi putut ajunge pe Lună și pe Marte. O mână de roci ar fi putut ajunge chiar și pe planetele din jurul altor stele. O astfel de planetă ar putea fi Gliese 581, o pitică roșie aflată la 20 de ani lumină depărtare, cu un superpământ care orbitează la marginea exterioară a zonei sale locuibile, unde apa ar putea fi lichidă. Cercetătorii au calculat că aproximativ 1000 de roci de la impactul asteroidului ar fi putut ajunge atât de departe în aproximativ 1 milion de ani, ceea ce înseamnă că orice formă de viață care ar fi ajuns acolo ar fi avut la dispoziție 64 de milioane de ani pentru a se dezvolta sau pentru a muri. Unii susțin că specia noastră își are originea pe Marte. Potrivit multor oameni de știință, este posibil ca toată viața de pe Pământ să își fi avut originea pe Marte și să fi fost transportată aici prin panspermie de meteoriți și comete. Pe Pământ au fost găsiți mai mulți meteoriți care s-au dovedit a fi originarii de pe Marte, iar cercetătorii au găsit chiar urme de viață în roci, ceea ce înseamnă că este posibil ca viața de pe Pământ să fi fost inițial marțiană. În concluzie, suntem oameni de origine extraterestră sau nu? Pe baza celor prezentate, precum și abundenței de informații pe această temă pe internet, am putea spune că este posibil să avem origine extraterestră. Gândiți-vă totuși, dacă panspermia se întâmplă cu adevărat, înseamnă în esență că universul se reproduce. Înseamnă că nu suntem singuri în acest univers infinit de mare. Înseamnă că undeva există și alți oameni care trăiesc pe acele planete care susțin viața. Înseamnă că picturile și desenele cu oamenii care coboară din spațiu pot fi de fapt oameni asemenea nouă, de pe alte planete, suficient de avansați pentru a veni aici și a ne învăța. S-ar putea chiar să fi fost intenționat însămânțați de acele civilizații, iar mai târziu să fi fost vizitați și învățați, motiv pentru care au fost construite atâtea structuri uimitoare
în ciuda lipsei evidente de tehnologie. Din păcate, un alt motiv pentru care nu mai primim sprijinul lor ar fi acela și că am devenit prea periculoși și, de prea multe ori, puțin a lipsit să ne distrugem ca specie. Într-o notă mai pozitivă, poate că ne așteaptă și ne lasă în pace pentru că știu că ne vom dezvolta și vom progresa, iar când o vom face, ne vor aștepta. Până atunci, însă, adăugăm ca teorie a evoluției vieții pe Terra și panspermia. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!